Sfatului, partea 3-a. Eu sunt Sorin Veștimean, nu s-a schimbat regizorul. Dacă nu ați văzut partea 1 și partea 2 din această serie, eu vi-o recomand pentru că în prima parte discut despre ce pachet de cărți vă recomand și 2, cum să vă trețineți cărțile de joc. În partea 3-a, adică în acest video, am să discut despre ordinea în care eu consider că ar trebui să învățați tutorialele care sunt disponibile la noi pe canal. Ordinea despre care vorbesc o puteți găsi și în descriere, cu tot cu link-uri. Însă eu vă recomand să urmăriți acest clip până la capăt pentru că voi mai acoperi anumite aspecte pe care cumva le-am uitat, am sărit peste în celelalte tutoriale. Repet, în acest video nu o să fac niciun tutorial, doar o să vă explic o ordine anume și anumite aspecte la fiecare mișcare pe care o prezint, dacă am ceva de adăugat. Deci nu o să stau să vă explic că puneți degetul aici, țineți degetul mai sus, pentru că asta aveți în tutoriale la descriere, da? Foarte important este să nu renunțați. Dacă ați eșuat, ridicați cărțile de pe jos și încercați din nou. Nu uitați, eu am eșuat de mai multe ori ca voi. Cea mai ușoară mișcare pe care am întâlnit-o este Double Ribbon Spread. Eu zic că cu aceasta ar trebui să începeți pentru că de regulă cu această mișcare deschideți un truc magic. Următoarele 4 cut-uri pe care am să vi le prezint sunt cut-uri cu o singură mână. Eu cumva le consider necesare fiecărui florișor pentru că vă vor extinde cumva degetele. Primul și cel mai ușor este Charlier Cut, acesta. Dacă nu puteți să-l faceți foarte bine, puteți să luați doar jumătate de pachet. Ceea ce vă explic acum la acest cut cu o singură mână se aplică pentru toate celelalte cut-uri. E mai ușor să faceți cu mai puține cărți, dar e bine să nu vă obișnuiți prea mult cu prea puține. Când considerați că puteți să treceți mai departe, mai adăugați câteva cărți până ajungeți să folosiți tot pachetul. După ce ați învățat bine cu o singură mână un cut, apropo, eu sunt dreptaci, dar toate cut-urile cu o singură mână le fac foarte bine cu mâna stângă. După ce stăpâniți foarte bine cu o mână cut-ul, eu vă recomand să începeți să învățați și cu cealaltă mână. Tot la fel, începeți cu jumătate ca să fie mai ușor, da? Până îl stăpâniți bine. Mai adăugați cărți. Când îl stăpâniți bine, faceți cu tot pachetul. Iar după ce l-ați învățat foarte bine cu ambele mâini separat, puteți să începeți cu ele simultan să faceți și astfel ați creat cumva și un floriș. Eu nu am o poziție foarte bună și de asta nu fac foarte bine. Următorul pe care vi-l recomand este Scissor Cut. Acesta este foarte bun pentru că vă va ajuta să vă întindeți cumva degetele, să le faceți așa. Apropo, încă o chestie pe care am uitat să o menționez în alte videouri, dacă vreți câteva exerciții pentru degete, o să vă arăt acum două foarte rapid. De asta v-am să vă urmăriți clipul, pentru că uitați câte vă arăt. Luați câte două degete, da? Și țineți mâna așa dreaptă și le împingeți aici în încheietură, încât să le întindeți. Apăsați de câteva ori așa, da? Să faceți asta în fiecare zi, înainte să vă apucați de floriș, da? La fel și la cealaltă mână. Da? Trebuie să încercați cu mai multe degete. Un alt exercițiu bun pentru încălzirea degetelor ar fi să vă apropiați palmele ceva de genul ăsta și pe rând fiecare deget să le împrânați așa, da? Le închinați pe rând. Și mai am încă unul bonus. Acesta cred că vă va ajuta pentru cut-uri, unde va trebui să țineți mereu punctate așa degetele. Luați degetul mare și degetul arătător, da? Le vedeți? După aia astea două. După aia mijlociu cu ăsta mare. Ăsta mare cu mijlociu. Ăsta mare cu inelar, inelar, ăla mic. Acum urcați înapoi, acum coborâți, da? Și faceți asta rapid și cumva vă încălziți degetele, da? Următorul este Revolution Cut. La acesta nu am nimic de adăugat, doar să-l învățați cu o mână, după aia cu două, după aia să începeți să-l faceți sincron și după aia în asincron, adică în același timp sau pac, 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 pac. Deși nu l-aș băga pe listă, următorul ar trebui să fie Thumb Cut, pentru că oricum vorbim de cut-uri cu o singură mână. Cred că este ceva mai greu pentru că trebuie să ai mâna ceva mai mare pentru acest cut. Trebuie să aduci degetul mare până aici și după aia să-l bagi sub. Și eu ca să reușesc lucrul ăsta, trebuie să duc pachetul în poziția asta și după aia ca să vin cu ăsta mare până aici. Uitați-vă cum am pachetul în ce poziție. Deci nu mai țin cum îl țineam așa. Îl duc deja în altă poziție ca să reușesc această mișcare. De asta zic că vă trebuie mâna un pic mai mare sau să vă chinuiți ceva mai, să prindeți pachetul în acea poziție bună. Tot la fel, cu o mână, cu două, cu ambele în același timp. Următorul pe listă este Hindu Shuffle. Este extrem de ușor, puteam să-l pun după Double Ribbon Spread, dar am zis să vi le pun pe cele cu o singură mână. Arată mult mai profesional acesta față de acesta. Următorul de asemenea este ușor, cum să amesteci cărțile care la Las Vegas, dar de fapt se numește Riffle Shuffle.
O producție de 4 cărți, eu o consider necesară, dacă aveți tururi cu 4 cărți sau 4 ori sau orice alte 4 cărți. Urmează cea mai spectaculoasă mișcare ever. Dacă și să faci spring-ul, gata, ești flourisher. Glumesc, adică e foarte vizual această chestie și toată lumea o apreciază. Dificultatea este foarte, foarte ușoară. La început trebuie doar să vă obișnuiți să îndoiți pachetul în așa fel încât să plece cărțile de mână, dar odată ce ați prins mișcarea, devine extrem de ușor și foarte rapid puteți să prindeți și un spring foarte mare. După ce stăpâniți bine așa, puteți să faceți chiar și invers, să-l dați în sus, să prindeți așa. Aici nu prea am spațiu să vi prezi mai mare, pentru că ești din cadru, dar ați văzut conceptul. Următorul pe listă și cel mai simplu cut cu două mâini este triple cut. Frumusețea lui constă în faptul că este și fals și arată destul de bine. Și de asemenea este și foarte ușor. Urmează simple cut, la fel de ușor, la fel de fals și la fel cu două mâini. Următorul și poate puțin mai greu față de triple cut este helix cut. Nu știu dacă am făcut altă variație față de cea din tutorial. Sibyl cut. Cred că va fi prima voastră provocare pentru că este un cut destul de complex, dar în același timp eu cred că e bun pentru cei care deja au stăpânit un pic un cut cu o mână. Un triple cut, deja eu zic că sunt pregătiți pentru Sibyl cut. O Sibyl art acum un pic pentru că în tutorial am avut plângeri că nu s-a înțeles extrem de bine. Prima oară vi-l prezint, să știți că nu am o poziție tocmai confortabilă. Înainte să încep scurtul tutorial, eu vă recomand să-l vedeți de 2, 3, 4 ori tutorialul acest cut. Aveți link aici sau în descriere, da, Sibyl cut. Și după aia reveniți aici pentru că nu are rost să-l vedeți direct pe acesta pentru că voi trece foarte rapid prin el. Poate aici doar aveți un unghi mai bun. Deci aveți pachetul în această poziție, cu arătătorul aici, mijlociu aici, inelar și cel mic. Foarte important că ăsta mic să stea aici pentru că altfel vor cădea cărțile pe partea asta, da? Vor cădea în jos. Veți începe prin a pune degetul mare de mâna dreaptă aici jos pe mijloc, da? Deci aici în zona asta. Degetul mijlociu aici sus, aveți și arătătorul, prima oară duceți pachetul în față ca să aveți o bucată între arătător și ăsta mare, apoi cu ăsta mijlociu mai rupeți odată, la asta din stânga puteți să dați drumul în palmă, de asemenea la mâna mea stângă, uitați la degetul mic, da? Uitați-vă unde stă, dacă n-ar fi degetul ăsta mic, ăsta ar cădea și de asta e bine să aveți degetul acolo. Foarte important în această bucată de aici, da? Bucata asta, să aibă mai puține cărți și acum rup cam multe. Să aveți ceva de genul ăsta, da? Foarte puține. Dar nici puține. Deci aveți, pachetul de mâna stângă e în poziția asta, îl ține aici în pumn. Pachetul de mijloc e între arătătorul de la mâna stângă și degetul mare de la mâna dreaptă. Iar mâna dreaptă, adică pachetul ăsta, este între ăsta mare și ăsta mijlociu. Cu arătătorul mai rup o bucată. Și voi avea 4, numărând de jos până sus, bucata asta, bucata cu numărul 3, deci 1, 2, 3. Deci aici am mult rămas să încurcă, rotiți mâna dreaptă, deci pur și simplu uitați-vă la mâna mea dreaptă cum se rotește. Cealaltă mână stângă rămâne pe loc, doar mâna dreaptă se rotește. Și aduc, uitați-vă unde vedeți și voi bucata asta, asta e bucata numărul 3, da? A ajuns din poziția asta, în poziția asta doar pentru că am rotit. Oprind. Cu asta mare și asta mijlociu, de jos de aici, da? Am prins-o și am scos-o de acolo și o pun aici, în față. Am pus exact pe degetul arătător, chiar o sprijin. Deci asta e arătătorul de la mâna stângă. Oprind cu asta inelar, ăsta mijlociu, inelar și ăsta mic de aici. Am scos-o. Iar acum nu iau tot pe asta de am scos-o, o iau pe asta. Că acum asta a devenit a treia. Am luat-o de aici cu aceeași îndemânare. După ce am pus-o aici, la mâna dreaptă, asta pun pe o poziție aici și pun arătătorul aici. Iar iau pachetul cu astea trei degete, iar iau celălalt pachet, îl pun pe ăsta aici, pun arătătorul, iau ăsta cu trei degete, ăsta îl fur iară și mâna dreaptă trebuie să rotească mereu. Deci uitați, l-am luat, am rotit, am pus, am schimbat, cu la trei degete iar am luat. Și asta este mișcarea.
După ce stăpâniți bine Sibyl Cut, eu vă recomand Infection Cut. Este unul din cut-urile mele preferate pentru că este fals, arată extrem de bine și este inventat de Gabi. Tornado Cut este un cut pe care eu, sincer să fiu, nu-l stăpânesc. Îl fac doar atunci când execut Pandora. Deci, nu o să vă explic Pandora. Deci, la Pandora începe ceva de genul ăsta. Iar acum trebuie să fac Tornado de două ori. Ați văzut, nu știu dacă s-a văzut. Îl fac aici de două și gata, am scăpat de el. Nu e un cut extrem de dificil. Dacă ia curs timp și răbdare, se poate învăța foarte rapid. Doar că trebuie să rezistezi foarte mult ca să îți obișnuiești zona asta de la mână, să-ți rămână cartea fixat acolo și să poți să-l faci de foarte, foarte multe ori. Următoarele două, Hot Shot și Just Shot, nu sunt foarte grele, nu le știu. Singurul pe care l-am stăpânit bine este Vertical Spin. Acesta e singurul care îmi place pentru că am foarte mult control asupra lui. Dublu 2. Serios, acum este o mișcare foarte fancy, de exemplu după ce un spectator și-a ales cartea și o controlezi tu cumva deasupra, poți să îi arunci cartea și arăți ceva de genul ăsta și va rămâne impresionat. Avantajul la vertical spin e că dacă te poți pe poziție și dai cumva cu mâna așa și arunci în același timp, dacă mă n-arunc, poți să arunci la o distanță destul de mare, se poate da de asemenea și pe la spate. Avem boomerang, mi-a ieșit din prima, nu vine să cred. Următoarea putea fi piruet, e o mișcare mai fancy, nu este dificilă neapărat. Evantaiul. Nu știu cât de ușoară sau cât de grea este această mișcare, știu doar că trebuie să o faceți până vă iese. Până vă obișnuiți cumva degetul. Sunt astea trei aspecte. Presiunea pe care o aplicați pe pachet atunci când întindeți pachetul, cu ce viteză și în ce direcție. Deci astea trei aspecte sunt importante la evantai. Evantaiul arată în special bine atunci când îl duceți foarte mult aici. Am menționat asta și în tutorial din câte mi-amintesc eu, că la început o să îl faceți ceva de genul ăsta, așa liniuță. Și după aia cu timp trebuie să începeți să îl împingeți cât mai mult aici, încât să ajungă cât mai aproape forma asta. Fair Shuffle, o mișcare pe care puteți să faceți mai multe moduri, ori în mână, ceva de genul ăsta. Artă ceva de genul ăsta. E foarte utilă pentru că dacă vreți să puneți carte după carte foarte rapid, adică le-am pus într-o secundă, dacă vreau să pun așa carte după carte, bine, acolo am avut două. Dar în orice caz, dacă vreau să le pun așa foarte rapid, Fair Shuffle cred că este cea mai rapidă soluție. Și din asta puteți să faceți chiar și Riffle Shuffle, cam cărțile deja împreunate. Și este mult mai bine pentru că dacă le-aș pune ceva de genul ăsta, poate nu le-aș pune mai bine cât le-aș fi pus cu Fair Shuffle, nu cred că le-am pus prea bine, doar dacă facem un pic mai încet mișcarea asta. Dar aparent le-am pus aproape una după alta, aproape. Dar Fair Shuffle e mult mai rapidă și mult mai exactă. Adică dacă faci Fair Shuffle, ai șanse mult mai mari să faci mai bine, dacă știi bine mișcarea asta, poți să faci perfect. Pe lângă asta, am zis, puteți să amestecați foarte rapid pachetul, puteți să ajungeți foarte ușor în evantaiul dublu datorită acestei mișcări. V-am spus că se mai poate face într-un mod. Eu când sunt la masă de obicei îl fac așa. Eu îl împart în jumătate. Nu știu dacă mi-a explicat asta în tutorialul lui. Le împreunați așa și se poate împreuna așa. Dacă ați învățat evantaiul simplu, ca să faceți evantaiul dublu trebuie să combinați două mișcări. Evantaiul simplu plus Fair Shuffle. Vom începe cu Fair Shuffle. O dată ce l-aveți împreunate. De aici puteți să faceți două lucruri. Ori să țineți pachetele așa, ori puteți să-l dați un pic așa înclinat. Eu prefer în ultima vreme să-l dau înclinat, iese mai frumos evantaiul. Atunci când faceți evantaiul, atunci când îl făceați pe cel simplu cu un singur pachet, cred că ați fi pus undeva în zona asta degetul. Acum trebuie undeva în zona asta, exact aici între ele trebuie să-l țineți atunci când faceți evantaiul. Da, oricum aveți mai multe explicate în acel tutorial. Nu mi-a ieșit foarte bine că nu am nici poziție și plus că am scăpat de foarte multe ori cărțile pe jos. Under pressure este o mișcare pe care eu o prezint cel puțin la oameni atunci când, nu știu, când fac un evantai, zic că poți să faci chestia asta, după aia, nu știu, le mai întinzi pe jos și după aia de asemenea cărțile sub presiune arată ceva de genul ăsta. Este o mișcare foarte fancy, o ador. Nu cred că este foarte grea, nu mai știu cum mi-a luat să o învăț.
Am încercat să fac acest florist la început, nu mi-a ieșit absolut deloc și îl făceam de vreo 2-3 ani și nu mi-a ieșit mai mult de atâta. O să încerc să fiu cum mi-a ieșit mie, nu știu, mi-a ieșit o chestie de genul ăsta și nu înțelegeam de ce. Și la o întâlnire, și chiar vreau să punctez chestia asta, e foarte important când cineva îți arată live o chestie, pentru că vezi anumite aspecte pe care, nu știu, poate în video, dacă nu ți le menționează acea persoană, n-are cum să-ți iasă. Și, de exemplu, deci de power spread e cel mai bun exemplu pe care l-am în momentul de față. Deci v-am zis, mie mi-a ieșit ceva de genul ăsta. Nu mi-a ieșit forma aia de nicio floare. Care e secretul acestei mișcări? În primul rând, deci domare nu trebuie să stea în sus, trebuie să stea așa. Deci trebuie să stea punctat încolo. Dacă stă punctat încolo, atunci se duc cărțile exact cum ar trebui în direcția aia. În rest, urmăriți tutorialul pe care l-aveți și credeți-mă că dacă l-exersați, vă va ieși. Da? Nu știu, eu la mine încă stau de învățare, îmi iese solo din când în când, poate nu cu cărțile astea, dar florișurile pe care urmează să le vedeți acum nu vor mai conține explicații ca și cele de până acum. Acestea au fost de bază și consider că aveau nevoie de anumite adăugări, poate le-am evitat în videouri, poate nu. Poate m-am repetat în aceste videouri și am mai spus și acolo, dar e mai bine să mă repet decât să lipsească informația. În viitor, desigur, vor urma și alte tutoriale. Sunt multe mișcări de bază pe care noi nu le-am explicat pe acest canal, dar vor urma în viitorul apropiat. Pentru pasionat și pentru cei care îndrăgesc într-adevăr arta magiei, există și o școală de magie. Dacă vreți să aflați mai multe informații, intrați pe www.expertmagic.ro, din care fac și eu parte, de asemenea și magicianul Robert Tudor. Momentan sunt disponibile doar 4 module pentru copii, pentru mai avansați, modulul Robert Tudor și de asemenea pentru cardistrii. Vor urma și alte module, nu știu, de stage, de mentalism, de close-up, de street magic. Deci vor urma tot felul de module personalizate și pe cât mai multe ramificații. Aveți mai multe detalii pe site. Eu în continuare vă las cu florișurile și recenziile lui Mădălin. Thank you.